Bună ziua și bun găsit, doamnelor, domnilor, prieteni ai emisiunii noastre. Iată că de curând a trecut o importantă sărbătoare pentru noi, creștinii, și anume sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În această idee, pentru că abia ce a trecut puțin timp, l-am invitat pentru dumneavoastră pe domnul profesor Eugen Bâra. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, sărut mâna și multă sănătate celor care ne ascultă. Vă mulțumim frumos, la fel. Domnul profesor este pentru a doua oară la noi în studio. Cred că deja v-am prezentat data trecută și o mare parte dintre vâlcenii vă cunosc. Domnul profesor este capitan în rezervă, a activat în domeniul armei muzicii militare, dar în viața civilă este profesor de muzică. Dar nu numai atât. Domnul profesor este ocupat și preocupat cu viața de creștin, în mod deosebit. Ați acumulat, domnule profesor, atâtea informații de teologie și nu numai de, în general, de cultură generală, să zicem așa, că ne-ați putea povesti o săptămână 24 din 24. Domnule profesor, v-am invitat să abordăm un subiect care în ultimii ani și mai ales la în momentul greutăților prin care trec oamenii, se vorbește destul de des, și anume, Dumnezeu. Eu zic așa, să vorbim despre Dumnezeu ca frumosul din om. Tot ce a sădit Dumnezeu în om, și poate că omul nu conștientizează de multe ori că dacă i s-a dat această lumină, ar trebui să o țină flacără de veche. Da. Înainte de toate, vă rog să-mi permiteți un cadou, o icoană a Maicii Domnului pentru domnia voastră. Mi-ați făcut o surpriză, vă mulțumesc. Se spune Bodea Proste, vă mulțumesc frumos. Știți că era o vorbă la... Da, e o frumusețe. Tot ce e de la Maica Domnului este frumos, binecuvântat și dătător de viață. Vă mulțumesc, domnule profesor, încă o dată. Mulțumesc, domnul Pedro. Vedeți, domnia voastră, vechii latini aveau o vorbă. Ab ovo. Așa considerau ei, că începutul vine de la ou. Și dacă îmi permiteți câteva clipe, vreau să fac o corelație foarte interesantă între o persoană și o locație. Aceste două expresii se completează reciproc foarte frumos. Violeta înseamnă credință, modestie, pudoare, gingășie, un diminutiv de la viorică. Violetul este un simbol al cunoașterii. Violetul este a șaptea culoare din spectrul curcubeului. Și cifra 7 este o cifră dumnezeiască, care o cunoaștem foarte bine. Nu flacăra violet pe care... Da. Iar etalon este o unitate principală de măsură în orice sistem de măsurare și un model perfect. Deci e un compliment pe care îl faceți televiziunii noastre și vă mulțumim. Este un compliment. Unii spun, zice, sunt foarte zgârcit a complementa pe ceva. De ce? Biz la scenă deschisă și când e un frumos... O să râși cu gura deschisă, poți să și aplaudă, ce interiorizare asta. Da, e un compliment care a ținut să-l fac și pentru onoarea care ați făcut-o, că am fost invitat din nou. Frumosul din om. Dumnezeiescul din om. Un subiect vast. Foarte vast. Foarte vast. Nu sunt teolog, sub nicio formă. Dar știu un singur lucru. Trăim în trup și cât trăiești în trup, dacă măcar o dată în zi nu poți să-L mărturisești pe Dumnezeu ca Fiul al Fecioarei și al Tatălui Ceresc, problemele sunt foarte grave.
această viață și lumea aceasta ne ia și ne plimbă stânga-dreapta cu fel de fel de himere, că până la urmă e himere și mai vin câteva fete Morgana și mergi mai departe. Numai că este o mică problemă. Frumosul din om actual este cam pierdut un pic. Pentru că după călcarea poruncii, frumosul s-a cam dus. Noi am rămas cu ce avem acum. Frumosul a fost atunci, când trupul lui Adam, un duhovnicii, nu ca al nostru, o să-l primim după 40 de zile, după ce plecăm din trup la judecata particulară. Noi avem frumusețea dumnezeirii. Vreau să-mi permiteți un pic să vă arăt unde rezidă frumosul din om. Vă rog. Deci frumusețea dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu arată lămurit Publius Leon Tullus, prieten al lui Pilat, într-o epistolă către Senatul Roman. E foarte scurtă. Bărbatul ce se numește Iisus este de statură înaltă, dar simetrică. Aspectul feței lui este tot timpul serios, grav, însă plin de energie, încât cei ce-l privesc, pe de o parte îl iubesc, iar pe de altă parte se sfiesc. Părul capului este de culoare roșiatică până la urechi, fără lustru și drept, iar de la urechi până la umeri este creț și lucios. Și atârnând și mai jos de umăr, despărțit într-o parte și în alta, după datina nazarinenilor. Frumusețea netedă și curată fața lui, nepătată înfrumusețată, de o rumeneală însă moderată, privirea lui mobilă și grațioasă, nasul și gura lui cu totul fără niciun fel de defect. Barba lui deasă și de culoarea părului capului, asemenea despărțită, ochii lui albaștri, un albastru închis și foarte, foarte luminoși. Când mustră este înfiorător, iar când învață și sfătuiește, atrăgător și foarte amabil. Grația lui este de o gravitate admirabilă. Nimeni și niciodată nu l-a văzut absolut râzând, dar plângând în dese rânduri. După statura cea lungă a corpului său, mâinile îi sunt drepte și brațele frumoase, grav și maestos, în cuvânt scump, însă la vorbire. Deci la figură este cel mai frumos dintre oameni. V-am spus acest lucru ca să știm că noi moștenim frumusețea dumnezeirii și să nu uităm că Adam, în frumusețea lui dumnezeiască, s-a întâmplat drama. Și întâmplându-se drama, a ajuns numai după chip, după asemănare, nu mai a ajuns. Dacă îmi permiteți o mică paranteză, domnule profesor, același Publius Leon Tullus descrie chipul Maicii Domnului alături de chipul Domnului Iisus în text care apare în Ermenia picturii bizantine a lui Dionisie din Furna. Pe lângă aceste descrieri, acolo sunt o mulțime de alte descrieri ale sfinților, descrieri care constituie ghid pentru pictorii de biserici și de icoane, ca ei să știe, atunci când concep aceste chipuri, să respecte acele caracteristici, particularități ale sfinților. Dar mai târziu, când vom și avea niște imagini, mai vorbim despre pictura aceasta. Dacă îmi permiteți, vedeți, este foarte bun acel ghid. Da. Dar vis-a-vis de acel ghid și strâns legat de el, trebuie să fie o cunoaștere a istoriei acelui moment. Pentru că dacă nu cunoașterea istoriei nu este bine, fă, nu sunt vânător de greșel, Doamne, mai că Domnul. Dar vedeți, o mică inadvertență. 24 de ani între Constantin și mama sa Elena. Da? Mama sa Elena. Da, da. Chiar da. În pintura bizantină. Da. Este foarte tânără și el un pic mai în vârstă. Un amănunt. Da. Deci, noi avem cina cea de taină. E vorba de casa înțeleptului Caladan, unde s-a luat cina din Joia Mare. Păi, iertați-mă. Avem pahar de bere, pahar de țuică, 12 furculițe, tot. Nu, a fost un singur potir, bez dintr-o acesta toți.
Și a spus, cine mă va vinde? În icoanele vechi apare ce trebuie. Da. În cele făcute da. Și mai cine noi... va întinge prima cu mâna aici, ăla mă va vinde. Și a fost ceva, da. un sos de pește. Restul au fost fugăriți, că îi căuta iudeii peste tot. Și asta porogojină, nu avem această fastuozitate. Da, da, ca o mică inadvertență vis-a-vis de tot. Sunt o mulțime. Sunt, da. Inclusiv crucea Domnului și cu nu patru cuie și nici de cum trei la ortodoxie. 1, 2, 3, 4, da? Nu. Sunt patru patimi principale răstignite de Mântuitor. Da. Haideți să continuăm, domnul profesor. Cu mare plăcere și îmi cer iertare. Nu aveți pentru ce, pentru că acestea sunt niște... Nu e nicio problemă. Haideți să vorbim în continuare despre frumosul din om. De ce a sădit Dumnezeu acele daruri de preț, acele sentimente frumoase caracteristice omului pe lângă altele mai puțin frumoase, pe care eu zic că fiecare om ar trebui să le țină un pic sub obroc, să nu le dezvolte. Da. Noi am fost zidiți perfect, pentru că, după cum cunoaștem foarte bine din Scriptură, și toate au fost bune. Din mâna lui Dumnezeu nu are ce să iasă decât totul bun și perfect. După chipul și asemănarea Domnului. Exact, da. Asemănarea a fost foarte grea de pus mâna pe ea și am rămas deocamdată numai după chip. După chip. Noi am fost zidiți perfect, dar vedeți această dramă a umanității, călcarea poruncii primare. Noi nu vorbim de păcatele acestei societăți aduse într-o stare morbidă, păcate groaznice, care nu trebuie enunțate aici. Noi vorbim de un păcat care, dacă a prima vista, e un păcat mic, păcatul neascultării, dar uriaș pentru omenire. Acum e considerat mic, atunci... Atunci, da. Da. Nu, acum îl considerăm noi mic. Noi îl considerăm mic, da, considerăm evident, mic, da. Pentru că, am să vă spun o problemă, nu-i de la mine. Da. Cine trăiește cu impresia că are ceva de greit de la el, una că se înșeală, al doilea rând, diavolul mândriei îi dă târcoale. Nu. Noi greim, știți că e și o vorbă. Cărțile din cărți să scriu. Și eroii pe eroi cinstesc. Da, corect. Duhul recunoaște Duhul, Sfântul recunoaște Sfântul. Nu. Nici marinoștii cărturari, nici Miron Costini, Grigore de Cantemir, nimeni n-a greit de la el. Nu. Mai ales când este vorba de Dumnezeu. Nouă ni se oferă șansa omului, cu toate că este foarte anevoios a vorbi de Dumnezeu. Noi la îndemâna lucrurilor spun, fiind părinți, ți-e mai accesibilă rugăciunea ca să ajungi la smerenie. Da. Dar pentru faptul că am avut marea cinste și onoare și putem să vorbim despre această subiect, îmi permit această licență să-l ducem până la un punct. Noi am fost zidiți foarte frumoși și să ne aducem aminte că în inteligența lui dumnezeiască, într-o oră sau în trei ore, Adam a dat numele la tot ce vedem noi pe pământ. El le-a dat nume. Că îi spune purcel, că îi spune vacă, că până mâna lui au trecut. Dar vedeți sofismul ăsta, care știți cum se numește, această parte neagră, vedeți inteligența și credința, fac o mică digresiune de subiect, practic trebuie să plece de jos în sus, nu de sus în jos. Adică să știi că există o parte care îți este potrivnică tot timpul, de la Sfântul Botez îți rămâne potrivnic. Și această parte practică, fără teama de a greși, pot să-i spun sofismul, să luptă foarte tare ca cât tu ești pe pământ, să-ți bage în cap că nu există și să persiști în păcatele mai devreme discutate. Da. Minciuna. Vorbim de frumosul din om. S-a pierdut în minciună. Că practic l-a împins pe Adam să facă exact păcatul lui. Da? Păcatul lui, lepădare. Minte. Lua și mâncați, că nu se întâmplă nimic. Da? Deci, un păcat... acum, academician, doctor, inginer, honor, frățioare, poți să fii orice funcție ai. În clipa în care în limba ta nu există nici când te culci, nici când te scoli cuvântul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, și am vrut să vă spun și iară, îmi permit o mică licență. Și ajungem la nimic fără Dumnezeu. Da, cum spunea Petre Țuțea, foarte frumos. De fapt, din altă parte vine. Da. Vedeți? Noi putem mărturisi, v-am dat această comoară, această comoară este o comoară care duce la mântuire. Să o puneți deasupra patului. Putem mărturisi legea, evangheliile, prorocii,
într-un singur lucru. Și foarte simplu, dar depinde dacă pleacă de aici. Înainte de naștere ai fost fecioară, într-o naștere ai rămas fecioară și după naștere iarăși fecioară ai rămas. Aceasta este simbolistica, scuzați, celor trei steluțe de pe de la icoana Maicii Domnului pe cap și pe umeri. Da, așa este. Da. Și mai este, poate n-ai timp de rugăciune, cu toate că spun Sfinții Părinți, Părinte Cleopa, Doamne, și când mergi pe drum poți să spui Doamne Iisuse Hristoase, fiind Dumnezeu, miluiește-mă. Dar după aceasta, dacă mai spui și te mărturisesc pe tine Iisuse Hristoase ca Fiul lui Dumnezeu celui viu, născut din sânul de Tatălui celui fără de ani și întrupat în trupul preacurat al Maicii Domnului. Și au mărturisit cu toții și eu am făcut deja o rugăciune. Da, deci frumosul am avut, e adevărat, în faza primară, în clipa în care s-a întâmplat această dramă uriașă, totul s-a stricat. Să știți că noi nu eram această parte a mentalului conștient, că de-aia i-a spus Dumnezeu când i-a spus dracului lui Iov să nu te atingi de sufletul lui. Sufletul are două părți, mentalul conștient și subconștient, două trepte. Da, da, da. A știut Dumnezeu la cine să se refere, că de-aia îi spune Dumnezeu. A încercat să o dreagă, dar numai că n-au știut ceva, să-și ceară iertare. Și aruncând vina unul pe altul, cum facem noi astăzi, drama s-a întețit. Domnule profesor, haide să redirecționăm de la a-și cere iertare la mândrie, să trecem la antonimul frumosului. Deci l-am avut până atunci, el s-a pierdut. Dumnezeu când le-a făcut acea hăinuță de piele, simboliza moartea. Stratul efemer. S-a pierdut, da, frumosul a rămas, spune Părintele Cleopa foarte frumos, nu, Adam a mai stat încă 700 de ani în veșnicie. El în săptămâna brânzei încă se afla în rai. Spune Părintele Cleopa și nu e oricine Cleopa. După care a mai avut cei 930 de ani și cu toate că tot domnia sa afirmă, sfinția sa, că nu, Eva nu împreună. La 30 de ani după Adam s-a întâmplat de a pleca dintre cei vii. Am ajuns frumos în afara raiului cu frumosul. Da? Un gen de frumos. 100 de ani. Sfânta Scriptură este pe Sfânta Tradiție grevată și nu putem să eliminăm acest lucru. Mântuitorul n-a stat și Sfinții Apostoli n-a stat cu condeiul la brâu, nu. Ce s-a putut în Sfânta Tradiție? Tot Sfânta Tradiție spune acest lucru. După 100 de ani, acest sistem al relației sexuale au intrat în ei. Și au avut pe Cain și Abel, știți drama care s-a întâmplat, pormăseți, au avut fii și fiice. Da. E, de aici intră distrugerea frumosului. Distrugerea frumosului de aici intră. Pentru că, vedeți, sunt două tagme, practic. Avem pe descendenții lui Cain, care știți că a făcut prima ucidere, și a lui Abel. Când David spune în Psalmul 50... Într-un fără de legi m-am zămizlit și în păcate m-a născut maica mea, se referă la amestecările de sânge. Și nu va rămâne duhul meu oamenii aceștia, spune Dumnezeu, și fând aceste amestecări grave de sânge, așa s-a perpetuat lumea, că vrem noi, că nu vrem, asta s-a făcut. Da. Pentru că și iată, fiii oamenilor au văzut că fiicele oamenilor sunt frumoase, cunoașteți foarte bine noi în detaliu. Și s-a întâmplat și am căzut într-altă dramă și frumosul de aici a început să meargă pe altă treaptă, normal, descendentă. Descendentă. Descendentă, da. El a fost foarte frumos la început. Deci, vedeți, la un pictor. La un pictor, nuditatea este un costum. Pentru un pictor real. Acum, în aceste vremuri, nuditatea nu mai e costum. Este nuditate. Da. Pentru că inteligența mare și unde putem spune dive, stele, steluțe, este cu cât ești mai goală. Iar femeile foarte inteligente, cum eu nu mă pricep cu laude și cu d-astea, adică doamnele cu D mare, care fac o emisiune culturală dumneavoastră, Eugenia Vodă și Ed Company, după cum observăm, emisiunile sunt foarte scurte și date la o oră. Deci, în clipa în care au mâncat, ce chestie? Li s-au deschis ochii. Care ochi? Aici e problema. Care ochi? Și deschizându-se ochii au văzut că sunt goi. Atunci s-a pierdut frumusețea.
Și tot părintele Cleopa spune, n-a știut să-și ceară iertare, că atunci ierta, îți iu minte perfect cuvintele Sfinției sale, atunci ierta, nu. Adam, femeia care mi-ai dat-o, practic a rugat Dumnezeu și et companie. Bun, știu ce vreți să spuneți. Mergem mai departe cu frumusețea asta. Da. Că ea a fost foarte scurtă. Da, că vrem, da. Că nu vrem, ea a fost foarte scurtă. Noi acum avem chipul și asemenea Dumnezeu și este o mică problemă aici. De ce mi-am permis ca să aduc în actualitate un lucru foarte cunoscut despre frumusețea Mântuitorului? Că ea practic este cuprinsă în ceaslovul mare după tămăduirea regelui Edesei, Avgar. Ea a fost foarte frumoasă. Drama este alta. Ajungem la un punct când Dumnezeu, datorită acestor mizerii, a scurtat firul vieții în două situații. Iar în ultima, cum spune la psalm, zilele tale să fie 70 pe pământ și de aici încolo durere și chin. Acum eu iară caut frumosul. Și dacă fac o analogie între frumosul Mântuitorului, eu nu mi-aduc aminte ca Mântuitorul să fi venit cumva în chip de extraterestru. Ca să vedem această dramă, pentru că și trec rapid peste asta, că nu facem această apologetică aici. Ufologia are un singur scop, să-l facă pe Dumnezeu mincinos. Deci nu mai Adam și Eva, dar bulbucați ăștia cei cu ei. Da? Deci trecem peste asta, nu. Da. Nu, noi avem frumosul Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, o frumusețe. Noi suntem frumoși, noi nu arătăm ca ea din neprumetă. Noi suntem frumoși. Ne-a rămas frumusețea chipului. Atât de tare s-a degradat frumusețea cealaltă, că uitați ce se face în această societate. Ne mâncăm de vii. Și chiar dacă mergem la Dumnezeiasca biserică, primul lucru pe care îl face când ieșim afară, să-i bârfinci pe cei care au fost în biserică. În fine. Deci, mergem mai departe cu frumosul. Noi suntem frumoși. Fiecare își asigură frumosul lui. Este o luptă interioară. Am pierdut-o, am ajuns într-o dramă, pentru că noi dacă dăm filmul înapoi, romantismul, post-romantismul, Florența, renașterea, frățioare, a avut un singur scop malefic, să-l scoată pe Dumnezeu din orice ecuație și din frumosul care a fost zidit, să-l facă omul nou. Și de aici începe o dramă uriașă. Dumnezeu a fost scos din orice ecuație, nu mai are loc în nicio ecuație din chestiile astea. Suntem frumos sufletește în clipa în care noi îl avem pe Mântuitor în suflet. Avem crucea și Maica Domnului. Aceste vremuri care sunt aici, ele, noi ne trebuie să le vedem foarte, foarte frumos, aceste vremuri care sunt. De ce să mă bulversesc când Apocalipsa este atașată la Sfânta Scriptură? Matei 24, da, uitați-vă și ne spune Mântuitorul tot. Cel care-i păcat să se lucoboare, etc., etc., da? De ce să mă bulversez, da? Noi, ea trebuie pusă în valoare, în Patmos la 100. Era bătrân Sfântul Apostol Ioan, cred că a avut un script ceva de natură asta, așa, adică, da, sub Imperiul Duhului Sfânt, cum s-a făcut și salvirea. Da. Ea e atașată. De ce să fugim? Păi dacă eu o cunosc, o citesc, mai sunt câteva cărți care o explică, acolo vedem această situație. Dacă eu spune, anatema nu înseamnă să nu confundăm. Cum au făcut foarte multe televiziuni, Sfântul Călinic a pus un blestem, nu a pus niciun blestem, frățioare. Sfântul Călinic a pus o anatemă. Nu are nimic omul cu anatema, înseamnă scoaterea în afara bisericii celor care devin eretici. Că vrem, că nu vrem, asta este. Deci Sfântul Călinic, în primul rând, sfinții n-au blestemat, sfinții se roagă pentru noi, că de-aia spune în duminica la Utrenie, la munți vă ridica borochii mei. Care munți? La sfinți, la îngeri. Da. Da? Bun. A treia duminică, când nu ai ajuns la Dumnezeiasca biserică, se spune că poți să intri sub anatemă. Păi eu cum să rămân frumos? M-am deteriorat odată prin cădere, m-a deteriorat societatea asta barbară care pe ce pune mâna topește, așa, e foarte greu să te menții frumos astăzi. Astăzi este foarte greu. A te menține frumos în acest haos fabricat, înseamnă că cu adevărat Dumnezeu este cu tine dacă nu-L părăsești. Dumnezeu n-a sărit pe nimeni la mântuire. Nu te-a luat să-ți dea după ca vrei să mântuiești bine, nu. Dar ca să rămâi frumos, trebuie să-L ai pe Dumnezeu în suflet. Trebuie să ai o minimă rugăciune. Cum putem? Cum putem? Și când noi putem face un acatist. Poate sunt lungi, cum e acatistul Sfintei Treime, un acatist foarte lung. Dar rugăciunea menține frumusețea. Frumusețea niciodată nu va fi din exterior.
nu va veni din exterior. Frumusețea totdeauna vine din cum foarte bine cunoașteți. Da. Vedeți, la mormântare, la sfârșit, Panihida, să știți că și Panihida este scris sub Imperiul Duhului Sfânt. Și acolo, la sfârșit, cât să dă o sărutare a dormitului, nu mort, eu nu sunt de acord cu asta, pentru că am fost morți până la înviere. De atunci suntem adormiți, toți. Da, da. Să citește de către cântăreț sau să cântă pentru a da sărutarea dormitului, cea de pe urmă. E o problemă acolo, acolo spune ochii s-au închis, s-au apus, picioarele s-... După moartea fizică rămân intacte cele 5 simțuri. Și facem o analogie cu Panihida, da? Intacte, da? Primii care se duc și se dau pământului, ca să nu folosesc un cuvânt așa care irită, care se dau pământului primii, sunt cele care au slujit simțurilor. Ochii, văzul, mirosul, pipăitul, simțul tactil și urechile. Și urechile. Le găsim acolo, da? Cu toate că când vedeți la moaștele sfinților, prima dată astea se duc. Rămâne celălalt frumos, mergem mai departe, ca să merg pe acest subiect. Cu toate că eu am spus, dumneavoastră sunteți moderatorul meu, eu trebuie să ascult de dumneavoastră. Nu am de gând să vă întrerup decât peste puțin timp, deci cu mare plăcere continuăm. Și acum, nicio problemă. Mi-a spus destul. Ne menținem frumosul foarte greu astăzi, infernal. Infernal pentru că sunt două genuri de televiziuni, distructive și constructive, care le știm, nu avem ce să facem. Evident, nu din avem păcate. Ce să facem. Dacă eu aud numai, l-a zdrobit mașina, l-a călcat în picioare, i-a băgat cuțitul, i-a scos capul, e normal. Deci toate acestea lovesc cumva la temelia psihicului. Frumos. Și psihicului, da, sigur. Lovesc în frumos, stimată doamnă Violeta, lovesc cu duritate în frumos, de apa natură, ca să te barbarizezi. Să ajungi din ziderea lui Dumnezeu frumoasă să te demonizezi. De fapt, asta lucrează pentru creșterea unei lacune, creșterea lipsei de sensibilitate. Foarte bine filmele, spus. Filmele acestea dure, cu bătăi, cu nu știu ce, da, deci vor determina pe cei, hai să zicem, mai tineri, mai care nu știu să se protejeze, copiii. Deci ei vor determina să devină niște adulți, să se protejeze de rău, vreau nu, să nu, zic. Nu, 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 a spus bine, da. Practic ați deschis un subiect, dar da, sunteți un om erudit și știți ca să... E prea mult. Celălalt subiect să vină imediat, dar ei n-au cum să se protejeze. Când noi băgăm educație sexuală de la 7 ani, cum să te protejezi? Noi îi distrugem. Da, mă refer la a se proteja împotriva acestor atacuri care îi vor face pe ei niște adulți cu insensibilitate. Asta ca un studiu de chintesență, ca o aură frumoasă. Cum a spus dumneavoastră, da. Frumos spus, bine spus, e frumos spus, da, dar ei da, practic să, se dacă de, intrăm ei, în... Ei se de, că dacă și, știți de unde pleacă. Dom'le, că Gena, mă, lasă-mă frățioare în pate cu Gena, depinde ce vezi în casă, că dacă ai văzut-o pe mama și pe tata ducându-se la... E adevărat toate și Gena... Converg, toate da, converg. Așa da, este, da, are o amprentă da, și ea. Că puteți... Sar într-un exemplu urât, macabru. Râmarul, tatăl a făcut la fel. Ce a făcut tasul, a făcut și rămar. Da, e adevărat. Într-un caz totalmente nefericit. Dar dacă tu în casă nu l-ai văzut pe mama, pe tata, ținând un post simplu, ții și tu. Spunând o rugăciune. Spunând o rugăciune. Mergând la biserică. Mergând la biserică. Da, e da, normal că copilul se abrutizează conform cu tipologia părinților. Exact. Și da, distruge. Da. Mai avem și societatea care are această menire de a te duce în sapă de lemn. De-aia v-am spus frumosul pe care domnia voastră lață, deci este un subiect atât un de inepuizabil. Da, foarte încât, mare. Deci noi va trebui să atingem anumite aspecte legate de acest lucru. Deci, domnule profesor, ca să nu rămânem pe loc, în condițiile actuale, în condițiile actuale societăți, ce ar trebuie, ce ar putea să facă un om să se păstreze cât mai bun, cât mai frumos interior vorbind. Deci, este din punct de vedere. Simplu. Este foarte simplu. Vă rog. Dumnezeiasca și Sfânta Biserică și rugăciunea. Știți cât te ferește și una a doua în aceste vremuri bulversante. Bine că eu nu dau nicio importanță la televiziune de duzină. În aceste vremuri foarte importante, în ghilimele, să știți că Sfânta Împărtășanie ar trebui făcută la 40 de zile. Pentru că dacă eu nu sunt bolnav și nu sufăr și sunt un zdrahon,
și pot să fac o rugăciune și mă împărtășesc în cele patru posturi, păi da. Putem vorbi de un copilaj de 11 ani, putem vorbi de o bătrânică, putem vorbi de altcineva, dar tu nu. Nu, acum avem nevoie. Pentru că dumnezeiasca și sfânta împărtășeane anihilează orice ser. Deci este, a fost un răspuns foarte simplu și pe cât de simplu, pe atât de greu de respectat. Da. Așa este. Pe atât de greu de respectat. Da. Pentru că, să mă duc la biserică, păi e simplu, mă scol și mă duc. O să intervină și alte obstacole până atunci. Păi vis-a-vis de obstacole, dacă Sfinții Părinți spun, v-am spus, da. Pleacă, încearcă să pleci genunchiul la un Tatăl nostru și îți vin 1000 de gânduri, da? Da, la un Tatăl nostru, nu vorbesc de un acatist, dar vedeți? Da, da. Vedeți exercițiul, păi, cum îi zice, sportivul face, domnule, face febră musculară, da? E firesc. Febra musculară trebuie să vină și de la creier, de la cap, pentru că dacă azi fac o rugăciune mâine și în clipa în care ai face un acatist... Deci orice efort e dureros. Da, dar Dumnezeu va sta lângă tine și pe cel negru nu-i va da voie să te perturbe. Aici este problema. Deci tot acest exercițiu și rugăciunea este un exercițiu. Deci este o luptă cu tine însuți până la urmă ca om să-ți învingi, să-ți învingi. O luptă groaznică. Da. Deci este o luptă. Domnule profesor, avem atâtea cărți, o mulțime de cărți scrise de Sfinții Părinți, de filozofi până la urmă. Pentru da, că da, da, sunt filozofi, ai filozofi, religie, așa da. Este. Da, da. Nu știu, uite, cum este Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, care știm că a fost doctor, medic, a da. Fost medic, da? Da. Din păcate s-a îmbolnăvit, da, de icter la 48 de ani, ajunsese la 46 de kilograme, da. Având aproape 2 metri, genetică. Aproape 2 metri înălțime, dacă nu mă înșel. Deci era piele și într-adevăr să știți că în descrierile pe care vi le pomeneam înainte, descrierile chipurilor sfinților din Erminie, specifică acest lucru. Da. Deci, nu specifică boala sau nu știu ce, da. Specifică trăsăturile particulare ale Sfântului Vasile. Fața prelungă, subțire și cu tenul, cu pielea închisă la culoare. Da, exact, la un pictor bun. La un pictor bun, că am văzut pe Sfântul Vasile și în alte da, coordonate. Da, da. Bine, aici sunt iarăși o serie de lucruri de discutat, că nu are rost, nu face subiectul. Ce ziceți despre aceste moșteniri scrise, despre aceste comori scrise și lăsate nouă? Eu o să vă spun un lucru care va îngloba foarte multe scrieri. Ați pomenit de Sfântul Ioan Gură de Aur și mi-a venit în minte acum ceva foarte, pentru mine, cutremurător. Dacă va fi rânduit să merg la rai și aflu că Mântuitorul nu este acolo, este la iad, voi cere să merg la iad, căci raiul fără de Hristos devine iad și iadul cu Hristos devine rai. Și de aici, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, ce, să știți da, că... ce vorbe cu... Da, metaforic. Da, Sfântul Ioan Gură de Aur are niște omilii foarte interesante despre milostenie. Da. Despre milostenie și, între altele, una care este fantastic de frumoasă. Fericit cel care va auzi glasul Mântuitorului până glasul săracului. Fără discuții. Da. Da. Fără de aici, vedeți... Și cum spune în carte mai degrabă, intră un... bine, spun ei, o cămilă pe urechile acului decât un da, bogat... E, da, da, nu, da. Au tradus... Deși, e vorba de camilă, nu o dupescăresc. Camilă, da, camilă, da, da, e da, vorba de accent, tradus, mutarea da, accentului. Da. Ei nu vor intra, păi avem pe săracul Lazar și bogatul cel nemilostiv, avem pe bogatul nebun, iertați-mă câteva secunde. Da, sunt o mulțime, da, de câte pilde. Vedeți, Mântuitorul doar la două grupe de oameni le-a spus nebuni, la necredincioși și la nemilostivi. Da. De-aia spune, nebunule, da, la noapte da, ți-au da, sufletul, da, asupra, da. Hambar, legagiu, gata, trai și pe bătrai. Da. Trăiește suflete și te vezi. Deci, la Vasile cel Mare, nu știu dacă ne-ar trebui câțiva ani, dar și la Vasile cel Mare, ei au niște scrieri foarte interesante care sunt cuplate în aceste omilii. Vis-a-vis de Ioan Gură de Aur, că am mai avut o mică scăpare să vă spun,
Are câteva adausuri vis-a-vis și de partea neagră, câteva lucruri scrise, care iar nu are rost să le vedem aici. Scriitorii biblici, scriitorii bisericești, scriitorii biblici, au avut Duhul Sfânt. Ei niciodată, deci toți scriitorii care, Ioan Grudea, Orbasile cel Mare, Sfinții Trei Ierarhi, că sunt o groază. Fără Duhul Sfânt nu se poate face absolut nimic. Nici Psaltiria, nici Apocalipsa, nici nimic. Deci ei nimic au scris, cu atât mai mult scrierile acestea. Cu atât mai mult aceste scrieri. Vedeți, exemple sunt foarte multe, dar da. Ne ducem și subiectul. Și nu avem timp, nu avem timp până la capăt. Domnul profesor, haideți să atingem acum ce vă este dumneavoastră atât de dragă. Drag mie muzica. Muzica. Sunteți domnul profesor, dumneavoastră a studiat muzica și nemai punând la socoteală că este una din frumusețile artelor. Da. Că vine de la Dumnezeu, este numai de la Dumnezeu. Numai, exact. Numai de la, deci dacă pictura se face prin Duhul Sfânt și e palpabilă și așa mai departe, sculptura și altele, muzica e altceva. Se zice că muzica este divină, că este dumnezească. Cum comentați? Este foarte simplu. Se spune că omul înainte să vorbească a cântat. Vedeți, noi avem în muzica bisericească, iar o mică digresiune, până în 72 s-a făcut această uniformizare ca cei care cunosc, nu muzica liniară, că e o greșeală de tipar și de exprimare. De exprimare. Muzica cultă sau muzica scrisă pe portativ, nu liniar. Ca cei care o știu bine să o cânte. Niciodată nu o să te poți apropia de un cântăresc pe psaltic. Niciodată. Nu o poți să. Dar ca să știu că, mă, cât de cât, că eu dacă mă duc și stau lângă el, spune, băi, e glasul 1. Da, e glasul 1. Deci e un glas minor. Îl știu că e glas minor, dar glasul 4, vuleghetul, știu că e un glas modal. De ce? Nu are sensibilă. Are parcel si bemol, când ești la ton de ton, când te găsești în sistemul modal. Sau glasul 6, sau glasul 2, care sunt glasul orientale. Treapta 2 și 6, coborâtă descendent la glasul 6, pentru cine cunoaște liniară. E adevărat, s-au făcut la scriitori niște greșeli. Acum, noi dacă ne uităm bine, practic, un mare cântăreț de psaltic, un fost prieten al meu, este bătrân acum, a spus un lucru care m-a cutremurat. Îngerii cântă pe psaltică. Cântarea îngerească neîncetat. Și păi și eu dacă o luăm de la Pitagora, cu modurile populare, din vechime, cu toate că el a avut veleită spăgâne, n-a avut nimic cu ortodoxia, așa, cu modurile hiper și hipor, ce mai departe, dacă o luăm, păi cântarea cântărilor. Da? A fost școală de cântăresc pe timpul lui David, dacă o luăm de acolo cu muzica. Acum să ne apropiem ușor, că dacă este să mergem pe filonul timpului... Vreau să vă spun doar că mai sunt decât 10 minute da, perfect. în care va trebui să vorbim puțin și despre biserică și despre frumusețea din biserică, despre acustica ei, ca să facem o trecere frumoasă de la muzică, la biserică, la glasul clopotului, la ce produce... Ce interferențe, cu cine interferează glasul clopotului? Deci dumneavoastră le luați în ordinea în care vă place. Ați pomenit un lucru foarte greu. Am să-l rog pe colegul meu de la emisie, dacă ne aude, să... Da? Putem să vedem niște imagini în timp ce domnul profesor ne vorbește? Vă rog. Ați pomenit un subiect foarte spinos, este vorba de acustică, vedeți? Eu am vorbit acum vreo 4-5 ani de zile cu cineva de la București, un slujitor al altarului, și mi-a spus așa, domnule Eugen, am scos afară tot să vedeți ce frumos aude, tot, am dat covoare afară și am spus, ce ați făcut? Păi dacă vă aduceți aminte la pendularea urâtă, știți că anul 1800 a avut o pendulare urâtă încoace și știm, nu intrăm în detalii pe parcursul istoriei. Femeile atunci, mujeros, putem să spunem și muiere, care înseamnă femeie căsătorită, și femeie care e necăsătorită, da. Și-au scurtat fustele. Apropo de acustică. Scurtându-l fustele, acustica s-a schimbat, pentru că dacă ne ducem la Ateneul Român, noi vom vedea toate capitonate. De ce? Acest lucru se numește material absorbant,
ca sunetul să nu devină sălbatic și să ricoșeze ca un glonț. Să nu reverbereze. Da, se numește material. Când și-au ascultat fetele fustele, jobănurile s-au dus, imediat s-a simțit. S-a simțit. E, deci, privind acustica, este foarte importantă și într-o sală de concert și într-o biserică. Deci cu cât biserica are covoare, cu cât biserica are operi de luță ceva, sunetul se modifică în bine. Se amortizează într-un fel. Se amortizează, ăsta este cuvântul, că dacă nu, el devine sălbatic. Da. Ați pomenit de clopot. Vedeți, duminica, fratele meu, nu te bate clopotul ca să te cheme pe tine în pat. Nu, clopotul are altă menire, să sfințească parohia, da? Și o să merg succint. Noi cunoaștem foarte bine că avem rezonanța naturală a sunetului fundamental. 16 armonice superioare, 16 armonice inferioare. Clopotul nu are armonice până aliajul construcției. Nu se poate determina sunetul fundamental. Acum a apărut alte. Clopot acordat pe la pe mie. E o inadvertență, e o nebunie. Nu, clopotul, cum luăm de acolo, de la clopotul mare din Kiev, el nu mi se poate determina sunetul fundamental, de-aia are această monumentalitate în exprimarea lui. Deci v-am spus de aceste, sub limita de 16 Hz, intrăm în limita infrasunetelor. Adică undele seismice, cum să vă spun, sunetul la o lamelă poate fi văzut. Avem peste 20.000 de Hz, unde intrăm în domeniul ultrasunetelor și de aici acolo sunetul nu mai produce sunet, ci se produce căldură din punct de vedere fizic. Da? Bun, este un corp fantastic. La mormântare se spune că el tânguie pe cel adormit, dracii îi zgonesc, la fel cum este și toaca. Deci clopotul într-o biserică nu avem de acum, e să pierde negura timpurilor. Da. Înainte se bătea la calamități, la inundații, când dădeau păgânii, când veneau turcii, când se bătea. Da? Dar se spune că sunetul clopotului tot are această reverberație divină în el. Clopotul este foarte vechi. Da. Clopotul nu poate fi despărțit. Este o situație intrinsecă între clopot și toacă. Toaca, spun Sfinții Părinți, nu-i decât bătaia cuielor în mâinile Mântuitorului. Noi nu vorbim aici. Da. Iar o pictură aberantă. Da. Pentru că pe aici corpul, ați văzut, fac o mică digresiune, Mântuitorul a avut o moarte cumplită, deci pe cruce să moare asfixiat pentru că folosește respirația claviculară, respirația abdominală și respirația costodiafragmală pe care o folosesc în trece de operă. Da. Toți, intră în contracție niște mușchi care trei, nu mai trei zile funcționale. Durează să mor pe cruce Mântuitorul, în maxim 3 ore. Da? Că m-am depărtat de subiect. Deci asta este toaca. Toaca intră în rândul rezonatorilor care nu mai produc sunet, ci zgomot. Toaca nu produce sunet. Și clopotul produce un gen de sunet pentru că nu are armonicile foarte bogate. Și toaca tot la fel. Vedeți, cifra 3, cifra divină, o găsim și în clopot și în toacă. Batem de trei ori înainte de eutrene, toaca de trei ori clopotul. Subiectul vis-a-vis de aceste două lucruri și de rezonanță și de acustică e foarte vast. Eu vă stau la dispoziție. Spuneți-mi doar cum interacționează cu vibrația omului. Da. Clopotului. Da, am văzut niște chestii foarte interesante cu care nu sunt de acord. De sfârșit. Da. Am văzut la unei clopolnițe căști. Tăticule, în clipa în care ești într-un poligon de tragere, zgomotul, când pleacă glonțul, este nociv. Și atunci, da. Dar aceste armonice nu-ți fac rău. Degeaba pui tu căști acolo. Ele nu-ți fac rău. Sunt niște armonice foarte ample. Dacă biserica are un clopot și nu are de-asta, cum să vă spun, acordat. Da. Dacă biserica are chiar un singur clopot, dar mare să fie, ele nu-ți fac rău. Presupun că la asta vă referiți. Deci aceste vibrații sunt vibrații dumnezeiești. Ele n-au cum să-ți facă rău, din punct de vedere medical. Da, din punct de vedere medical, nu îți fac rău. În schimb, dacă mergi într-o sală de concert și nu are construcția ca lumea, deci baza mică a trapezului să fie pe scenă, atunci stăm de vorba altfel. Acustica acolo este cu totul altceva. Sala Palatului nu este nici de cum pentru concerte, ci Ateneu. Domnul profesor, mai avem, cred, 4 minute? Domnia voastră, hotărâți.
Cât ne mai dă Viorel? 5 minute ne mai dă. Haideți să încheiem printr-o apropiere de Râmnic și anume să facem o legătură între glasul oriental sau muzica orientală, da, și cel cu care noi ne mândrim în sensul bun al cuvântului, Anton Pan. Da. Despre Anton Pan este foarte mult de vorbit. De Anton Pan să leagă imnul de stat și de Andrei Mureșanu. Vis-a-vis de aceste lucruri, ceea ce nu ne vine să credem, a fost un micuț și imperceptibil plagiat la amândoi, pentru că poezia prima dată s-a numit din sânul maicii mele a lui Grigore Alexandrescu. Da. S-a scos versurile, au fost paralele. Anton Pan a preluat o notație veche în muzica psaltică, fără curățirile lui Hrisant, a făcut niște adaptări personale și a născut imnul de stat pași 18. Andrei Mureșanu, în afară de versurile de la imnul de stat, iertați-mă, n-a excelat în nimic. Despre ce să vorbim? Nu a excelat în absolut nimic. Nu e vorba de judecată. Da, aveți pe generic această muzică pe care o ascult prima dată întâi și pormă mă uit pe tabletă după ce mă... Da, e o muzică scrisă în glasul 6, un glas oriental, cum v-am spus, și iară repet încă o dată, niciodată cât ai fi de bun tu, adică pe muzica, cum spun așa, în uniformizare, pe muzica lineară, niciodată nu te va... Deci, ce avem pe uniformizare este o muzică psaltică foarte, foarte redusă. Muzica adevărată psaltică să scrie intrinsecă, singură. Poate să fie amestecată cu ceva numai în clipa în care nu-i cunoscător, da, i-am spus. Dar nu, ea este singură. Și în clipa în care o stăpânești, deci este muzica bizantină, muzica bisericească, ea este foarte veche. Noi avem muzica cultă de la Guido d'Arezzo, pe la 1000 și, să zicem, 100, ceva de apropiată de Marea Schismă. Deci e foarte recent acum. Acum nu trebuie să devenim... să creăm animozități între, domne, ăsta e subiect tabu, nu-i la nimeni. Nici la muzica psaltică, nici la asta. Dar frumusețea cântării rezidă în muzica bizantină. Ea a făcut niște curățiri foarte mari, pentru că începea că toată slujba era interminabilă. Și ca să poți să se înțeleagă, ați văzut și la Heruvic. Heruvicul trebuie făcut un picuț mai repede, făcându-l foarte rar, noțiunea cuvântului pentru auditor se pierde. Se pierde. Dar muzica psaltică este o muzică dumnezească, inegalabilă, nu are nimeni ce să se atingă de ea, sub nicio formă. Dacă o știi și, da, părinte drag, domne, e un glas 6, da, bă, l-ai făcut minișor, e un glas 4, vu, leghe, tot sau e un glas 4 în forma glasului, da, sau 6 în forma, așa, bă, l-ai făcut bine, da, știu, e un glas minor, glasul 3 și 7, 8 din ga, 8 din i, sunt glasuri minore, majore, da, bă, l-ai făcut major, e bine, că n-ai terminat-o cum fac eu pe psaltică, e altceva, dar nu l-ai pocit. Mai avem Viorel? Să mă lăsați, deci, un pic pentru o mică încheiere, dacă se poate. Da, înainte, mai avem 2 minute, înainte vreau, da, să vă spun că lucrările de iconografie, lucrările, icoanele pe care le-ați văzut, doamnelor, domnilor, pe ecran, sunt pictate de Liviu Dumitrescu, absolvent al Facultății de Artă Sacră de la Universitatea Pitești. Acum, din câte știu eu, locuiește prin București, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Este un pictor extraordinar, a avut o mulțime de expoziții și în București și, în afară de icoane, el a abordat și un stil pictural cu temă bizantină, cu temă iconografică, dar cu totul deosebit. Ia, uitați-vă, deja avem aici o sintetizare cumva a unor teme religioase. Atât am vrut să spun despre asta. Domnule profesor, aveți un cuvânt pentru... V-aș cere o rugăminte. Să dau un mic sfat vis-a-vis de iluziile actuale cu care să închidem, da? Da, vă rog. Este vorba de La Fontaine. Mai rar decât Petruța, nevastă mai cu sârg, sculându-se într-o sâmbătă de noapte, își puse pe o bladnic o oală grea cu lapte, sperând să o ducă teafără la târg. Îmbrăcată ca de cale cu pestel și cu sandale, ca să-i fie mai ușor, se gândea în gând de zor.
Banii din vânzarea nouă o să-i vând în niște ouă. 4 cloaște am să pui și am să scot atâția pui, fură garea o sau nouă, însă tot rămân destui. Și vânzându-i frumușel am să îngras chiar un purcel, iar cu banii după el cumpăr vacă și vițel. Uite, parcă-l văd cum sare până șoporul de mioare și parcă fermecată sărin și ea la fel, răstoarnă întreaga oală cu lapte pe cărare. Adio cloașcă, pui purcel, adio vacă și vițel, acasă ca să scape sărmana de bătaie, a debănat-o întreagă dănănaie. Morala, ne adevenește visul cu momele să ne zidim în Spania castele. Da, într-adevăr, este așa metaforic vorbind un sfat de care ar fi bine să ținem seama fiecare din noi. Da. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Așa cum ați spus, deci acest subiect este vast și... 50 de minute este un timp foarte scurt pentru asta. Dumnezeu este cel mai simplu, noi îl complicăm. Adevărat. E adevărat. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru că ați rămas alături de noi. Sperăm să vă fi făcut plăcere acest subiect pe care l-a dezvoltat domnul profesor. Noi ne vom revedea joia viitoare. La revedere!